Hotărârea de Consiliu Local numărul 53 din 2015, care o completează pe cea cu numărul 133 din 2009, prevede următorul lucru. Conducătorii vehiculelor care transportă persoane decedate în vederea înhumării, însoțite de cortegii funerare, au obligația de a obține avizul primăriei municipiului Roman în vederea circulației pe arterele municipiului. Avizul, în care se va menționa și itinerariul de deplasare, se poate acorda doar în situații excepționale, fiind însă exclusă cu titlu permanent circulația acestora pe bulevardul Roman Mușat. Nu avem o definiție clară a sintagmei situație excepțională, însă astăzi excepționalul s-a produs din nou. Mulțimea nemărginită a atribuțiilor poliției locale se pare că se numără și cea de escortă a cortegiilor funerare. În astfel de situații, pentru a avea parte de cale liberă și de trafic fluid, apelați cu încredere numărul de telefon 0233 740 710, adică dispeceratul poliției locale.